Deputatul Uniunii și sunteți înscris pe lista care vă iau cuvântul. Când apar acolo, vin deputat și de alții ați, prea mult. Și mă întreabă, dar insistați la cuvântul. Da, 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 eu am insistat. Ce-ați termin? Da, Vasile, domnule, eu am insistat. Te bag la microfon noi, m-a spus ce ai microfon, mi-a spus în față, ce-a luat. Data viitoare, dacă vă mai întreabă, dacă renunțați, îi spuneți că renunțați în formarea domnului Popescu. Să nu vă mâhniți atunci când nu vă dau cuvântul. Gândiți-vă foarte bine că nu le dau cuvântul celor care spun adevărul. Aveau curajul, dar curaj poate să termine. O moștenire genetică românească. Cuvântul curaj ne vine de la daci. Și trebuie să moștenirea aceasta să o păstrăm în sânge. Dacă o să o păstrăm, o să fim oameni de. Eu vă povestesc numai un moment. Cu două zile în urmă am avut o întâlnire, a fost o acțiune comună a bibliotecii din Hiața cu biblioteca din Suceava. Și am vorbit acolo, așa cum vorbesc întotdeauna, despre lucruri care mă dor, care vin din mine, nu vin din dorință de a vorbi cu frumosul. Și am vorbit despre situația în care e astăzi COVID. Am vorbit cu, ca cetățean de onoare al Bucovinei. Că sunt unicul român cetățean de onoare al Bucovinei. Da. Și în certificatul prin care mi se acordă titlul de cetățean de onoare, nu e scris a Bucovinei de nord sau a Bucovinei de sud. Și eu am vorbit ca cetățean de onoare a Bucovinei istorice. Mă întorc acasă și seara îmi telefonează un conațional, dar nu știu ce știu. Domnul Mircea, ce ți-a trebuit să atingi problema aceasta dureroasă? Dar eu zic, eu chiar acolo am spus de ce am atins problema aceasta dureroasă. Fiindcă nu e normal când peste atâția ani de zile, chiar și ucrainenii se miră. Din ce cauză? Ucraina învățând o... Amintiți-vă de cânticul acela ucrainean, Bucovina te zelena, na tri ceaste... Na tri ceaste, la grea. Bun, mulțumim, domnul Mircea, că ne aici să nu ne întrerugem prea tare. Noi mulțumim domnul Ionel Ivan care se grăbește și noi îl scuzăm că, da, fiindcă Crăciunul bate la ușă, vin colindătorii. Și să fie alegeri libere și democrate. Și acum trecem, dragii mei, la prin vot deschis, așa propune domnul președinte, să alegem președintele și vice. Vicepreședintele. Noi alegem la rândul nostru, o să alegem secretara și mai departe din 7 persoane, nu prea mult, dar care să activeze. Că, cu păreri de rău, am ales anul, adică când am ales cu 3 ani, în urmă am ales.